carte s-a născut din dragoste. Din dragostea Părintului Nicolae, părțită fără măsură în jur de-a lungul atâtor ani, care a venit în suflete și se întoarce astăzi îmbelșugat sub formă unui nor de mărturii. Mărturii că nu l-am fi iubit pe Părintele, dar nu ne-a fi iubit El mai întâi. Mărturii că dragostea nu moare niciodată. Și din dor, dorul după zâmbetul acela cu care ne îmbrățișa și ne cucerea irecuperabil și pe care ne-a lăsat moștenire ca semn de recunoaștere pentru clipa când, ajuns la limanul cel bun, ne vom revedea. După zâmbetul cunoscându-se că împreună cu El, baciul nostru, suntem cu toții ai Lui, căci am primit ceea ce ni s-a dat să primim. Pentru aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții, se spune la Ioan 13:35. Dăm în continuare cuvântul Sarei Cozaliu, care va rosti o poezie scrisă de ea, după care va vorbi doamna Carmen Georgescu.